Din cauza unei depășiri neregulamentare, două mașini s-au ciocnit frontal aseară pe șoseaua dintre Albești și Loloiasca. Conducătorul autoturismului care a intrat pe contrasens era însoțit de două persoane. În Dacia implicată în accident care circula regulamentar se aflau alte 5 persoane. Toți cei 8 oameni aflați în cele două autoturisme au fost răniți. Accidentul de circulație s-a produs pe DN1B în afara localității Albești-Paleologu, la kilometru 27 plus 600. Din primele cercetări s-a constatat faptul că autoturismul Peugeot circula pe direcția Buzău către Ploiești și din motive necunoscute deocamdată a pătruns pe contrasens unde a intrat în coliziune cu autoturismul marca Dacia Logan care circula dinspre Ploiești către Buzău. Din fericire însă, cele 8 persoane accidentate nu au suferit răni care le-ar fi putut cauza decesul, fiind în acest moment internate. Am găsit la locul solicitării 8 persoane implicate în accident. Ne-am deplasat cu ambulanță de tip C, cu 3 ambulanțe de tip B și cu ambulanță de la smurt și una de descarcerare. Victimele sunt într-o stare bună, nu au decât fracturi care nu le pun în pericol viața, au traumatisme toracice, traumatisme craniene, dar sunt conștiente și nu prezintă risc vital. Traficul a fost restricționat pe o distanță de aproape 4 km, motiv pentru care alți șoferi nerăbdători să ajungă la destinație au ales să meargă pe câmp. În urma intervenției rapide a echipajelor de poliție și pompieri, traficul a fost deblocat rapid.